Bună, draga mea urmăritoare! Bine ai venit pe canalul meu de YouTube! În acest video am să fac iar unboxing cu produse Maunly. Simte în culori! Abia aștept să vedeți ce am eu aici. Multe oșe semipermanente, pigmentate, culori frumoase. Sunt sigură că o să-ți placă și ție, draga mea urmăritoare! Și voi începe cu Serendipity. Este o nuanță de oșă semipermanentă termo, adică la cald este roz, la frig este maro. Este superbă, draga mea, să știi. Maro, chiar gri, să zic un pic. Sau mai exact cum o vezi pe Benson. Splendidă și foarte pigmentată. Nici nu curge foarte repede, așa că ai timp să o așezi pe unghiuțe. Și mie, personal, mi se așează perfect dintr-un singur strat. Nu e nevoie de două straturi. Iată, după cum poți observa, și pe paletă, are acoperire dintr-un singur strat. Cum ți se pare? O voi pune la uscat. Iar acum e roz. Serendipity de la Maunly. Trecem la o altă nuanță și anume Love Beat Maunly. Atenție, draga mea urmăritoare! Dacă în secțiunea cod reducere sau voucher scrii codul IONELA15, o singură dată primești reducere de 15% la comenzile de minim 100 de lei pe site-ul Maunly. Iar mai apoi primești puncte de fidelitate. Așa că îți urez spor la cumpărături multe, căci primești reducerea de 15% doar o singură dată. Love Beat este acest roz superb, splendid, foarte, foarte bine pigmentat, care pot să spun că îl ador, pur și simplu îl ador. Ia uite și tu ce acoperire frumoasă are dintr-un singur strat. Voi pune la uscat. Love Beat. Superbă nuanța, da? Să-mi scrii în comentarii, draga mea urmăritoare, la final, dacă ai văzut tot tutorialul, care îți place cel mai mult? Sky Dive. O nuanță superbă, 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 de albastru deschis. Și iar repet, nu-mi place albastru, dar se pare că tot mai mult începe să-mi placă. Desigur, în continuare, dacă ar fi să le aleg între o rochiță roșie, roz, galbenă și albastră, of course că aș alege orice altă nuanță, numai albastru nu. Deci îmi mențin ideea în continuare, doar că unele nuanțe totuși chiar sunt foarte, foarte frumoase, astfel încât nu pot să spun că nu-mi place. Deci Sky Dive. Ia uite ce cremos este.
voi pune la uscat. Nuanța skydive. Moonly. Și swappy pink. Este o nuanță la fel ca cea pe care deja o știți, turcoaz. Am mai ales încă o nuanță cu paietuțe în ea, pentru că am observat că place foarte mult atât la public cât și la clientele mele. Așa că swappy pink cu paietuțe. Superbă, superbă și această nuanță swappy pink. Draga mea urmăritoare, să nu uiți de codul de reducere Ionela 15, pe care îl poți utiliza doar o dată pe site-ul Moonly și la comenzi de minim 100 de lei primești o reducere de 15%. Iar apoi primești puncte de fidelitate la fiecare comandă. Ce zici, swappy pink, cum arată? De vară. Păcat că vara se termină. Eu m-aș vedea și iarna cu această nuanță pe unghiuțe. Swappy pink cu paietuțe. Trecem la o altă nuanță. Ia să vedem. Party Starter. Este o nuanță termo care la cald este mov și la rece este un gri închis, șobolan, nu știu ce nuanță exact, dar este fermecător că este foarte, foarte bine pigmentat. Pigmentată, am vrut să spun, scuze, foarte, foarte pigmentată, nu trebuie să pun multă culoare, căci ea acoperă din prima. Și ce mi se pare și mai interesant la aceste oje termo este că atunci când am terminat de făcut o manicură cu ele, erau nuanța deschisă, erau calde, scoase din lampă. Și când am degresat cu cleaner, discheta fiind rece, am șters și s-a închis la nuanță și m-am speriat foarte tare și eu și clienta crezând că ce se întâmplă acolo de se închide unghiuța la culoare. So, Party Starter, o nuanță foarte, foarte frumoasă, la rece exact așa cum o vedeți acum. Și acum este la cald, este deschisă, este un mov deschis, un mov pudrat, să zic așa. Party Starter. Este o nuanță superbă, în special iarna m-aș vedea cu această nuanță. Trecem la următoarea nuanță și anume Follow Me. Asta vă urez și eu vouă. Follow Me. Atât pe Instagram, Facebook, cât și aici pe YouTube. Și mai ales pe YouTube, apasă și clopoțelul de lângă abonează-te ca să primești notificări de fiecare dată când eu mai postez ceva nou. So, Follow Me, ia uite ce nuanță, nuanță superbă, este de un vișiniu, nici nu știu cum să-ți explic pentru că până acum n-am mai avut un astfel de vișiniu. Este exact ca sângele, aș spune eu. Am mai avut vișiniu, dar mult mai închis sau ușor mai deschis spre roșu și cred că o să le dau gata cu acest vișiniu pe clientele mele. Tu ce zici? O să le placă clientelor tale? Sau ție în special? Crezi că o să-l comanzi? Follow Me! Da, asta îți urez eu ție. Urmărește-mă! YouTube, Instagram, Facebook, Dascăl Ionela Ana și în curând și pagina de Facebook a salonului. Voi încerca să schimb numele și să conțină numele meu Dascăl Ionela Ana.
And Beauty Angels, salon de înfrumusețare. Așa aș vrea să fie numele paginii salonului, însă să vedem dacă Facebook îmi va permite. Foarte, foarte frumoasă și nuanța Follow Me. La fel de pigmentată ca și restul. Voi pune la lampă. Bebelina mea între timp se juca cu una dintre oje, căci o aveam în brațe. Și vreau să fac un story pe Instagram, însă a ieșit altceva, ceea ce ați văzut exact. Some Yellow. Una dintre nuanțele mele favorite. Foarte, foarte pigmentată și adorabilă, just adorabilă, foarte, foarte adorabilă. Chiar îmi place mult de tot. Astăzi împlinesc cu soțul meu 3 ani de la căsătorie, să zic așa, de la nuntă, pentru că noi le-am făcut toate treptat. Și când l-am cunoscut pe el, îmi spunea că are nuanță favorită galbenul și mie nu mi-a plăcut deloc, nu-mi plăcea, plus că dacă intri, să zic așa, într-un detaliu, ce specific, ce semnifică nuanța galben, semnifică gelozie, ceva de genul ăsta. Și nu-mi plăcea, nu știu de când a început să-mi placă galben, chiar nu-mi dau seama, dar realizez că undeva de anul trecut, de când am avut botezul fetiței mele, mi-am făcut la comandă o rochiță galbenă, pentru că îmi plăcea foarte, foarte mult și mi-am dorit să-mi fac unghiuțele galbene, doar că am zis, e prea mult, too much, să fie și rochița galbenă și unghiuțele galbene. Și aș fi vrut în vara aceasta un galben pe unghiuțe, mai ales că urmează să merg în concediu, însă la fel mi se pare prea mult pe unghiuțele mele galbene. Așa că, draga mea urmăritoare, stai aproape, urmează tutorial cu întreținerea unghiuțelor mele, exact acestea care le vezi acum cu folie. O să le fac întreținerea și stai aproape să vezi cum am pus galben pe unghiuțele mele totuși. Pentru că ador galbenul. Some Yellow, ceva galben. Exact așa mi-am pus eu pe unghiuțe și dacă vrei să vezi cum mi le-am făcut, stai aproape! Some Yellow, una dintre nuanțele mele favorite în acest moment de la Mounly. Și urmează Try Me Pink, încearcă-mă roz. Este un roz care, nu știu dacă îți dai seama, inclusiv în acest moment când scot pensula din sticluță, am așa un fel de panică, am impresia că nu e pigmentată sau ceva de genul ăla și o arăt așa mai cu grijă, mai cu stres. Și da, nu este pigmentată, este o nuanță mai finuță. Nu aș putea să-i spun soft, pentru că e chiar clear. Este o nuanță pentru persoanele acelea care vor manicură cu oșa semi-permanentă, însă nu transparente, ci ușor colorate, dar chiar foarte ușor. Sunt persoanele de o religie diferită sau persoanele care lucrează în anumite instituții, cum ar fi bancă sau spitale, sau restaurant unde nu ai voie să ai unghii tehnice și totuși vrei și tu să-ți reziste unghiile și să fie îngrijite. Deci, Try Me Pink este una dintre nuanțele care o recomand dacă aveți astfel de cliente. Eu am astfel de cliente și am nevoie de cât mai multe nuanțe nude și ușor transparente. Cave Blue este o nuanță cat eye, ochi de pisică, este acea nuanță care o lucrăm cu magnețelul ca să-și facă acea lumină în mijloc. Este o nuanță de albastru care m-a fermecat încă de când am pus comanda pe site și, sincer, îmi place și fără să o lucrez cu magnețelul. Îmi place și așa simplu, însă eventual dată în două straturi dacă o las simplu. Ce nu mi-am dat seama să îți arăt, draga mea urmăritoare, când am filmat tutorialul, să fi aplicat și pe o nuanță de negru, să vedem cum arată. Însă, poate totuși va veni și acel moment, poate chiar la o clientă să fac acest lucru și să încerc și pe negru aplicând Cave Blue, ca să vedem cum arată. Probabil arată mai țipător acea luminiță care se face cu magnețelul. Ia uite, ce zici? Merge și simplu, da? Fără magnețel. Mie îmi place mult și așa. Doar că dată în două straturi, că așa se vede prin. Cave Blue. Nu uita, draga mea urmăritoare, să te abonezi la canalul meu dacă îți place ceea ce postez eu cu
cum mă exprim, ce îți explic, ce îți arăt, cum filmez și totul despre mine. Și dacă vrei să te abonezi la canalul meu, apasă și pe clopoțelul de lângă, abonează-te ca să primești notificări de fiecare dată când eu mai postez ceva nou. Acum voi lucra tipsulețul cu magnețelul ca să se facă acea luminiță ochi de pisicuță. Și nu uita, draga mea urmăritoare, căci dacă în secțiunea comentarii sau cod reducere pe moonly.ro scrii codul Ionela15, primește o reducere o singură dată de 15%, iar mai apoi la fiecare comandă primești puncte de fidelitate. Deci, spor la cumpărături, draga mea urmăritoare, dacă ceva din ceea ce ți-am prezentat eu îți place. Cave Blue, nuanță de semi-permanentă Cat Eye. Mai am o ultimă nuanță din pachetelele primite și anume Calming Pink. Este o nuanță de nude foarte, foarte, foarte frumoasă, care prevăd că mi se va termina repede, deci trebuie să pun înapoi de o comandă. Pentru că această nuanță, cum vă spuneam, eu am cliente care îmi cer nude cât mai mult și această nuanță sunt sigură că va plăcea tuturor și va trebui să o comand iarăși. Este o nuanță mult mai pigmentată decât 35-ul de la Diamond Nails, însă sunt sigură că va fi atât de iubită exact ca aceea. Pentru că țin să precizez că pe acea nuanță, de când am descoperit Diamond Nails, de aproximativ 5 ani de zile, am comandat-o, cred că, de peste 50-60 de ori. Deci chiar trebuia să țin sticluțele să văd câte nuanțe, câte sticluțe de 35 am avut. 0,35, mai bine zis. Și acum, Calming Pink, exact așa cum este și denumirea, un roz calm. Sunt sigură și această sticluță și această nuanță o voi comanda de foarte, foarte multe ori. Ție îți place, draga mea urmăritoare? O vei comanda clientelor tale? Le vor plăcea? Le va plăcea această nuanță? De obicei, nuanțele nude și cele deschise se aranjează destul de greu, însă după cum observi Calming Pink, am aranjat-o în câteva secunde, fără să aibă denivelări și urme, urâțele. Deci Calming Pink o voi pune la uscat și gata cu nuanțele noi de la Moonly. Mai am 3 oje care vi le-am mai prezentat când am făcut prima comandă de la ei. Și anume Lolita, este acea ojă turcoaz cu picățele, cu paietuțe în ea, însă vreau să le pun și pe acelea pe palete și am zis că ți le mai arăt odată și în stadiul în care le aplic. Ca să vezi exact textura, pigmentația, asta dacă nu cumva deja ți-ai comandat Lolita, Curly și Many Dots, astea urmează să ți le prezint. Lolita, deci, cum ți se pare? Multă lume a scris comentarii la postările mele că este splendidă și că e adorabilă. Acum vreau să ți-o prezint și pe paletuțe, să vezi exact cum este. Asta deoarece eu am folosit-o la cliente, însă totdeauna mi s-a nimerit să am cliente foarte, foarte grăbite, astfel încât să nu am timp să și filmez. Și de aceea, uite, Lolita pe palete. Lolita de la Moonly. Mi-a spus o clientă când i-am terminat unghiuțele de făcut: nu pot să cred că mi-ai făcut Lolita. Dar eu, ce? O, jaia, așa se numește. A, serios? Ok. Nu știam ce e aia Lolita. So, acum îți prezint Curly. Clientele mele îi spun oja cu scame. Și exact așa și este. Este o ojă nude, să zic așa, care conține scame de o nuanță ușor mai închisă și este chiar
super tare faza că în momentul în care o aplici îți vine să iei scamele. Te gândești, băi, stai că am o scamă, stai că am mai multe și dacă nu aranjez foarte bine pensulica, chiar rămân ușor în relief unele scămuțe și ai așa mereu stresul ăla. Stai că în momentul în care aplic luciu se vor vedea scamele, trebuie să aranjez scamele. Și plus că mie nu-mi place să le las prea lipite una de alta, astfel încât vreau să le aranjez perfect pe paletă, să nu fie prea dese una lângă alta la un moment dat. Deci, curly, superbă nuanța. Și urmează many dots, o nuanță cu sclipici mărunt și câteva paietuțe mai mari. Argintie, simplă și de efect, pentru cine își dorește o unghiuță diferită pentru degetul inelar. Draga mea urmăritoare, mă apropiu de finalul tutorialului și îți repet, nu uita, dacă îți place ceea ce postez eu, să te abonezi la canalul meu de YouTube. Poți, de ce nu, să și distribui tutorialele mele pe grupuri de socializare Facebook de unghiuțe sau pe pagina ta privată, ca să mă ajut să vadă mai multă lume, apoi să ajut și eu prin tutorialele mele cu informațiile care le pot oferi. Poți să te abonezi și la notificări, să apăși pe clopoțelul de lângă abonează-te. Și de ce nu, poți să-ți comanzi produse de la Moonly, iar dacă în secțiunea comentarii sau cod voucher scrii codul Ionela15, pentru o singură dată primești o reducere de 15%, iar apoi vei primi de fiecare dată puncte de fidelitate. Am terminat de aplicat fiecare culoare și voi folosi Top Coat Gel Lac de la Moonly. Este top coat fără strat de dispersie, adică strat lipicios, deci nu mai trebuie degresat, ceea ce este foarte minunat. Ai scăpat de un pas, și anume acela de degresare, în care îți mai lași și multe scămuțe peste. Însă, foarte atent de reținut, foarte important de reținut, scuze, este faptul că top coat-ul fără dispersie nu se potrivește oricărei OGSM permanente. Deci, de aceea trebuie folosit aceeași marcă pe aceeași marcă. Ia uite, le ai minunățiile mele de la Moonly. Ți le recomand cu tot sufletul, cu toată căldura. Sunt foarte pigmentate, nu curg repede și acoperă dintr-un singur strat. Așadar, Moonly, codul Ionela15, și primește o reducere de 15% o singură dată. Și nu uita să te abonezi la canalul meu. Iar până data viitoare, draga mea, stai aproape. Pupicei, pupicei!